Bărbatul locuia în zona pieței și îi ajuta pe tarabagii la căratul mărfii și la curățenie. Toți îl știau drept un om blând, necăjit, lovit de soartă. Ieri a vrut să traverseze strada, însă a făcut-o prin loc nepermis, fără să se asigure. Șoferița de 20 de ani, aflată la volanul unui BMW cu mulți cai putere, nu a mai putut nici frâna, nici măcar evita contactul. L-a lovit pe bărbat, l-a aruncat pe capotă, acesta fiind apoi proiectat câțiva metri mai departe. Nu mai de la mine de acolo, cum a zburat. Deci așa a făcut jos de baie, de mici accidente aici. Deci eu l-am văzut pe sus. Deci eu pur și simplu l-am văzut așa cum a zburat. De aici, după piață, nu din altă parte. Ajuta lumea pe piață. Era om al pieței aici. Cei care locuiesc în zonă sunt revoltați și spun că trecerea de pietoni ar fi trebuit construită în dreptul pieței, pe acolo, pe unde trec mii de oameni zilnic și nu la 50 de metri depărtare. Nu se pune nimic aici, nu trecere de pietoni, piață, este cum e posibil așa ceva? Nu e nimic. Tancurile astea pe Grivița, nu cred că merg cu 48 de kilometri pe oră. Astea sunt tancuri, nu-s mașini. Și dumneavoastră sunteți pieton, chiar credeți că omul trece pe acolo când trece cu sacoșa aici? Nu se poate. Deci este piață, trebuie să fie neapărat în față. Trebuia traversare aici, ar ca zebră. Trupul bărbatului a fost ridicat de medicină legală și dus la morgă pentru a fi supus autopsiei. În cauză s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.